Acest program vă este oferit de Sanador. Tratamentul chirurgical al bolii artrozice avansate este în multe cazuri singura modalitate prin care îți poți recupera mobilitatea, autonomia și calitatea vieții. Din punct de vedere al tratamentului chirurgical, trebuie să răspundem la trei întrebări. Când, unde și cu ce fel de proteză? Când? Atunci când tratamentul simptomatic nu mai dă rezultate, când pacienții acuză dureri și limitarea mobilității, ceea ce face ca activitățile zilnice să nu mai poate fi efectuate. Unde? Ideal este într-un centru specializat, cu chirurgi specializați în acest tip de intervenții de protezare articulară, cu secție de terapie intensivă specializată și cu o secție de recuperare medicală care să permită recuperarea precoce a acestor pacienți. Ce tip de proteză? Există două tipuri de proteze din punct de vedere al fixării, respectiv proteze cimentate și proteze necimentate, și mai multe tipuri de cupluri de fricțiune a protezei articulare. Există metal polietilenă croslincată, metal-metal, ceramică-ceramică, ceramică polietilenă croslincată și metal ceramizat polietilenă croslincată. Decizia ce tip de proteză, ce fixare primară și ce tip de cuplu de fricțiune ține cont de mai mulți factori. Vârsta pacientului, gradul de osteoporoză al pacientului, rezultatele tratamentului chirurgical sunt foarte bune. Pacienții fiind mobilizați precoce, beneficiind de scăderea durerilor, creșterea mobilității, creșterea perimetrului de mers și independența pe care o capătă postoperator. Dacă ai dureri și te miști cu dificultate, mergi rapid la un control ortopedic. Orice întârziere va complica intervenția. Ai grijă de tine! Acest program vă este oferit de Sanador.